Mai întâi va trebui să deschideți lumiera, bun, apoi scoateți acest suport în care se depozitează scrumul, trageți în sus de el, apucați, trageți înspre voi și apoi în sus, iată-l. Bun, după ce ați scos acest plastic, vedeți că jos aveți un șurub pe care puteți desface cu un Torx T20. Aveți o șurubelniță cu un cap Torx. Bun. Apoi împingeți de ea înspre botul mașinii, împingeți în, în față și apoi o scoateți ușor în exterior. Încercați să o scoateți, trageți capacul înapoi, să nu zgâriați și apoi o scoateți ușor în exterior. Vedeți că aveți aici două urechi. Iată-le. Bun. Apăsați pe aceste două urechi și scoateți în exterior. Bun. Aici aveți cablu prins. Puteți să-l scoateți, să trageți de el. Să scoateți de aici. Iată. Și cam asta e tot ce trebuie să faceți ca să scoateți această scrumieră de sub consola centrală.